Ok, de sau de altor și bine v-am găsit la un nou video. Cu voi este Anun și astăzi vom face un nou videoclip. Da, mai exact acest videoclip îl fac dintr-un anumit motiv, deoarece ceva m-a deranjat într-o oarecare măsură. O să vă și spun exact ce și exact toată povestea ce s-a întâmplat. Mai întâi o să vă atașez aici un screen cu toată conversația. Faza e în felul următor. Un abonat, hater, ce e mai exact, a spus că eu țin găinile foarte înghesuite, le țin în boxe, găina trebuie să fie liberă, etc. etc. Eu nu constat că găina nu ar trebui să fie liberă, nu contest treaba asta, mi se pare bine să le lași libere pentru a avea o oarecare libertate, să nu le ții 24 din 7 numai în cușcă. Dar ceea ce nu știți voi, pentru că nu filmez non-stop, e că eu le mai las libere. Adică gândiți-vă că Sebrichtu, spre exemplu, uitați, cu această ocazie facem și câteva noutăți. Vedeți aici Sebrichtu, aceștia au mai rămas de auriu, ca idee, au curățenie, aici au pene pentru că năpârlesc, au apă curată, au mâncare la discreție, au o cușcă cât de cât modestă, eu le mai las afară libere, adică le las cel puțin o dată pe săptămână sau o dată la două săptămâni, le scot pe iarbă câte o jumătate de oră, o oră, pentru că vă dați seama, au și ele nevoie, le scot în față. Bun, hai să vă mai spun, ca idee, pui aceștia de mii de flori de aici, familia asta mai exact, vedeți, ăștia de aici. I-am scos chiar ieri o jumătate de oră, chiar ieri am scos o jumătate de oră afară, pe iarbă. Am și un videoclip, o să-l atașez la sfârșitul acestui clip când i-am filmat cât erau afară puțin. Bun. Padawanii de asemenea. Padawanii am lăsat două zile la rând în toată curtea asta de aici, din față, adică prima curte a lor. I-am lăsat aici două zile la rând liberi, toată ziua. Vedeți, sunt ok, padawanii, n-au nimic. Sunt bine, sănătoși, nu mai au nicio problemă, aceasta este familia, ca idee. Nu o să stea toți în cușca asta, sunt foarte înghesuiți, o să-i mut, adică o să fie câțiva aici, chiar asta o să-i mut, fie câțiva aici și câțiva în această cușcă de aici de jos. Chiar am curățat-o aseară. În această cușcă o să fie jumătate-jumătate, ca idee. Deci, ca să o clarificăm, eu le las liberi. Piticele, dacă n-ați văzut, la mine sunt libere toată ziua, în curtea asta de aici. Uneori chiar și în curtea aia, dar în mare parte în aici unde dorm. Plus curtea asta de aici cu iarbă, sunt libere non-stop, vedeți, nu mai este absolut deloc iarbă, pentru că au mâncat-o, s-au găinățat. Deci, sunt libere piticele, nu aveți absolut niciun motiv să spuneți ceva, în primul rând. Și nu ar trebui să fac acest videoclip ca să-i dovedesc acelui băiat treaba asta, pentru că dacă s-ar fi uitat, ar fi știut exact cum stă treaba și că ele sunt libere. După cum observați, sunt liberi afară. Despre curățenie, mâncare, apă, nu mai am ce să spun. Au mâncare, apă și curățenie la discreție. Le fac curățenie destul de des. Uitați numai ca să vedeți, ieri le-am curățat. Din nou iarăși murdar. În țar cu acesta le fac curățenie odată la 3-4 zile, pentru că se murdărește repede. Deci cam asta este ideea. Nu vreau să conving pe nimeni. Dacă nu mă credeți, este exact problema voastră. Eu atât am avut de spus, le las libere, nu sunt chinuite, cum a spus acel băiat. Da, într-adevăr, este spațiul mai mic, ca ideea e să vă fac și un tur al spațiului. Vedeți e locul ăsta aici, cam așa. Na, le las și cușca mare deschisă să meargă pe jos. E sarcul ăsta aici înăuntru și e locul ăsta aici cu iarbă. Aici stau ele.
practic, toate păsările. Cele de rasă, da, într-adevăr, stau mai mult în boxă, pentru că asta e, nu am ce să fac, nu am suficient loc. Dar asta nu înseamnă că le chinuiesc sau au umezeală în cotet sau au o mizerie. Nu înseamnă treaba asta. Uneori, da, am mai uitat să fac curățenie, nu le făceam foarte des. Am uitat, ca și un mic exemplu. Aici rumegușul nu e cel mai curat rumeguș, după cum observați, dar e uscat și nu e foarte murdar. Gândiți-vă că, nu știu, acum vreo 2 săptămâni am făcut curățenie la Mii de Flori, ca o mică paranteză. Deci, nu am mai mult de atât de spus. Dacă vă plac videoclipurile, vă puteți uita, puteți da like, comentariu. Iar dacă nu vă plac, n-aveți decât să dați dislike, să vă dezabonați. Nu înțeleg de ce v-ați mai abonat dacă mai apoi deveniți niște hater și dați dislike, pentru că, uitați, aleea am curățat-o ieri. Ieri am curățat-o. Nu e foarte murdară, după cum observați. O curăț maxim o dată la 3 zile. Deci, băi, nu știu cum să vă zic. Chiar nu vreau să vă dovedesc absolut nimic. Puteți trage singur concluziile din ce v-am prezentat. Și ce să zic, ăsta e singurul și ultimul clip de acest gen. Nu o să mai fac clipuri pe tema asta, o să fie clipuri obișnuite cu păsările. Dacă vreți să facem un clip cu păsările de rasă afară, adică pe rând, odată facem un fragment cu padawani, odată cu sebrihtu și odată cu Mii de Flori, să vă scrieți în comentarii și scrie cineva un comentariu, dați like la acel comentariu și voi face un clip cu sebrihtu afară cu padawanul și cu Mii de Flori în același clip, un clip de vreo 10 minute, împărțit pe fragmente cu fiecare. Dacă vreți o să vorbesc, dacă nu, doar vi le prezint așa să le vedeți. Bun, cam acesta a fost clipul. Dacă v-a plăcut, nu uitați de like, share, subscribe. O să-l postez acum, nu o să editez nimic la el. O să-l postez chiar acum. Da, nu uitați de like, share, subscribe. Haideți să facem, nu știu, 100 și ceva de like-uri, pentru că la ultimul clip am văzut că s-au strâns destul de puține. Adică și comentarii s-au strâns cam puține, undeva la 65 de like-uri într-o zi, ceea ce, nu știu, mi se pare cam puțin pentru 2400 de abonați. Da, cam asta este. Dacă v-a plăcut, oricum o să urmeze și vă prezint animalele mele, partea a treia, doar că va trebui să fac niște achiziții și mai apoi o să filmez acel clip. O să vedeți, o să fie niște clipuri super faine de prin țară. Da, asta a fost clipul. Scrieți hashtag inițiala numelui vostru dacă ați rămas până aici și să știu dacă mai merită să fac clipuri mai lungi de 7 minute. Da, numai minute, pe curând.